Pentru astăzi am hotărât să filmez rapid un videoclip cu parfumuri la care am renunțat. Da, și zic că am renunțat, asta pentru că nu mai am un mod fizic să vi le arăt. De aceea o să vă pun poze sau o să vă arăt pe telefon poze cu parfumurile la care am renunțat. Să știți că sunt parfumuri care îmi plac, dar cumva mi-am dat seama că iarăși s-au aglomerat prea multe parfumuri în colecția mea și nu mai am loc de ele. Așa că am hotărât o parte din ele, sau la o parte din ele să renunț. Bun, o să vă zic pe scurt care sunt parfumurile și poate și motivul pentru care am renunțat la ele și da, fără să mă lungesc. Bun, primul parfum ar fi acest Zimaya a la Rose, care este un parfum care se inspiră din Good Girl Gone Bad de la Killian, un parfum care mie nu îmi place. În momentul în care l-am luat, cred că nu aveam încă parfumul original, mă refer la varianta aceea Travel. Mai târziu am achiziționat setul de la Killian și am putut să-l testez pe cel original și da, seamănă foarte bine, dacă vă place, da, vă recomand. Însă dacă nu vă place parfumul original, atunci da, clar, nu vă recomand acest Zimaya a la Rose. Este un parfum care miroase cumva a un trandafir tinerel, cu ceva tuberoză pe acolo, nu știu, ceva din el, nu știu exact să vă zic ce, mă deranjează, așa că nu, de aceea pe acesta chiar am decis să-l dau în colecție, pentru că nu îmi place. Următorul este acest Taraf White, tot de la Zimaya. Acesta, din câte știu, se inspiră din Delina La Rose, de la Parfums de Marly, la fel am și Delina La Rose în variantă Travel. L-am testat, îmi place destul de mult, cam la fel de mult ca originalul, însă în acest Taraf White simt ceva ușor, nu știu dacă să zic ieftinuț, dar simt ceva ușor sintetic în el, care pot să zic că la fel nu îmi place neapărat, nu e un parfum rău, chiar seamănă foarte bine cu originalul, dar la fel, având și mai multe parfumuri inspirate din Delina, am hotărât să renunț la unul și acest Taraf White a fost printre ele. Bun, mai departe, următorul parfum la care am hotărât să renunț este tot de la Zimaya, ce se vedeți, și se numește Wedgwood. Acest parfum, din câte știu, se inspiră din Baby Cat de la Yves Saint Laurent, un parfum foarte râvnit și foarte căutat cumva în trend, și la fel și clonele lui. Să știți că acesta este un parfum inspirat foarte, foarte bun, seamănă destul de bine cu originalul. Eu l-am dat din motiv că îl mai am pe Rosendo numărul 5, care din punctul meu de vedere seamănă destul de bine cu Baby Cat și de aceea am renunțat sau de aceea am hotărât să renunț la această clonă, dar să știți că este un parfum foarte bun, tip inspirat, chiar vi-l recomand. Bun, mai departe, următorul parfum la care am renunțat este acest Aura Crisp Flower de la La Fed. La fel, un parfum foarte bun, cu performanțe foarte bune, un parfum care e mai mult un parfum de sine stătător. Am văzut multe persoane care zic că seamănă puțin cu parfumele de la Narciso Rodriguez. Da, ar avea ceva, dar v-am zis, nu se inspiră neapărat din ceva de acolo. E foarte frumos. Este un floral cumva crisp, cum zice și numele. Proaspăt, săpunos, cumva moscat, ceva pe acolo. E drăguț, merge foarte bine ca parfum semnătură și v-am zis, are performanțe foarte bune. Eu una am hotărât să renunț la el pentru că mai am parfumuri în genul. Bun, mai departe, următorul parfum este acest Hooked de la Rubroca, care v-am zis că a început să-mi placă și îmi place ceva mai mult decât momentul în care l-am achiziționat, dar parcă totuși nu întind prea mult mâna spre el și v-am zis, având în vedere câte parfumuri am, am hotărât să fac o selecție și da, pe el l-am dat. La fel, performanțe foarte bune, miroase bine, miroase cumva fructat, cremos, lactonic, a fructe de pădure, a zmeură, dar într-un mod așa lactonic, plăcut pe piele, foarte drăguț și el. Tot de la Rubroca ar mai fi acest Theorem, care se inspiră din My Way de la Armani. Eu am deja două parfumuri My Way, am varianta intensă și varianta Le Parfum, așa că am hotărât să renunț la acest Theorem, care la fel este un parfum inspirat foarte bun, cu performanțe destul de bune, dar iarăși în el simt ceva ușor de tot care mă deranjează. Nu e ceva grav nici pe departe, dar în continuare prefer parfumul original și da, din acest motiv am hotărât să renunț la acest parfum.
Mai departe, de la Zara, văd că am iarăși două parfumuri. Unul dintre ele ar fi acest Blanca Porte, dintr-o colecție, nu știu exact cum se numește colecția, dar e parfumul acela cumva creat pentru layering. Foarte frumos, interesant, cu un ADN oarecum original, aș putea să zic. Nici am văzut, avea bergamotă, nalbă de musc și cașmeran. Te ducea oarecum în zona aceea de parfumuri curate, cumva, nu știu cum este și cel de la Juliette Hezegan, Nata Parfum, ceva pe acolo, interesant. Dar v-am zis, cumva, având prea multe, nu știu. Am hotărât să renunț la el pur și simplu. Și cel de-al doilea de la Zara este acest Supreme Vanilla din colecția aceea cu parfumuri pe bază de vanilie. Da, vedeți pe acolo și niște rochii, că na. Reclame, sunt pe Fragrantica. Așa, acest Supreme Vanilla era interesant, într-adevăr o vanilie unică, dar din ce știu avea o notă de cerneală care într-adevăr o simțeam și mi se părea un pic ciudățel și nu pot să zic că am fost 100% încântată de el. Nu l-am purtat prea mult, așa că am hotărât să îl dau. El așa e interesant, am văzut că sunt persoane care îl asemănau cumva, nu mai știu cu ce. Cu vanila 28 oare, dacă nu greșesc, am văzut că are zahăr, vanilie în compoziție, boabe, betoncă, cerneală și cedru. Nu pot să zic că se aseamănă neapărat cu vanila 28, v-am zis nota aceea de cerneală, cumva mi s-a părut un pic ciudățică, așa că am hotărât să renunț la el. Dar ca idee este un parfum interesant, chiar unic, desigur dacă vă place mirosul lui. Următorul parfum la care am renunțat este acest Rem Coco de la Reminiscence, care este un parfum foarte drăguț cumva, light, marin, ușor acvatic și pe bază de lapte de cocos, foarte drăguț. Dar mai am parfumuri în gen, îl am pe Vanilla Vibes de la Juliette Hezegan și cred că mai aveam ceva, nu mai știu ce, în genul. A, l-am și pe Dolce & Gabbana Dolce Garden, care merge un pic și în zona aceasta, așa că la acest Rem Coco am hotărât să renunț. Mai departe, următor este acest Amo Ferragamo de la Salvatore Ferragamo. Într-adevăr am consumat, cred că o jumătate din sticlă, după care l-am lăsat acolo cumva pe raft, nu mai întindeam mâna spre el, pentru că am zis, are o notă de coacăză care pe mine mă deranjează. Dar, în general, știu că este un parfum foarte frumos, așa vesel, fructat, efervescent, de primăvară-vară, mă special, are și nota aceea de campare și rubarba, aceea care dă prospețime cumva și îl face să fie efervescent. Și la fel și pe baza aceea ușor vanilată, el foarte drăguț ca parfum, dar v-am zis, eu una am problemă cu nota de coacăză, așa că ceva din el m-a deranja și am hotărât să-l dau. Mai departe, următorul parfum la care am renunțat este acest Cacao de la Fragrance World, de pe Dubai Collection. La fel, nu este un parfum tocmai cel mai accesibil din ce am văzut. Achiziționat din banii mei, achiziționat desigur, la fel am hotărât să renunț la el pentru că v-am zis, pe pielea mea are ceva animalic în el care mă deranjează, nu știu exact să vă zic ce, pentru că el pare un parfum delicios cumva, cu cacao, cu mandarină, cu deschiderea aceea juicy, suculentă de mandarină, din câte știu avea și cardamom, da? Dar iarăși pe pielea mea, din păcate, nu îl agreez, așa că am hotărât să îl dau, păcat de el, avea potențial, dar asta este. Bun, următorul parfum la care am renunțat este acest Pink Sugar de la Aqualina, care îmi place foarte mult cum miroase. Dar eu am pe varianta Berry Blast, așa că am hotărât să renunț la prima variantă. Îmi place un pic mai mult varianta Berry Blast, care e ceva mai fructată în zona de fructe de pădure. Drăguțe ambele, dar am hotărât că nu are rost să țin două în colecție și l-am dat pe primul apărut. Mai departe, următorul este acest Amber Elixir de la Oriflame, cu care m-am chinuit ani de zile să îmi placă. Din păcate, nici până în momentul de față nu am reușit să mă împrietenesc cu el. Nu este un parfum scump, dar știu că este un parfum bun și foarte lăudat și da, sunt de acord că este un parfum cumva unic în ceea ce privește miros, care strigă toamnă, cumva te duce gândul la frunze uscate și așa mai departe. Dar, din păcate, mie nu îmi place ca, nu știu, profil olfactiv, așa că până la urmă am hotărât să-l dau din colecția mea. Mai departe, următorul parfum la care am renunțat este acest Inara White de la Afnan. La fel, și acesta îmi place, dar cumva îmi dau seama că n-am întins prea mult mâna spre el.
La început nu prea mi-a plăcut, după chiar ajuns să-mi placă foarte mult. E un parfum interesant așa, oarecum în stil oriental, dar în același timp te aduce gândul și la o cremă, loțiune de corp, ceva hidratantă, dar în același timp păstrând și amprenta aceea cumva orientală. Nu are ud neapărat în compoziție, nu mai știu exact ce note avea, dar da, ca idee, v-am zis, am hotărât să renunț la el. Următorul parfum la care am renunțat este acest Lalique Soleil, care are o sticlă absolut superbă. Și știți că, practic, l-am ținut mai mult în colecție pentru sticlă. Foarte drăguț și el cumva are tot felul de note dulci, gurmande, delicioase, dar el în sine nu este chiar o bombă dulce, gurmandă, nici pe departe. Mai degrabă este un parfum cumva light, ușurel, potrivit chiar și de vară, îl văd. Din ce am văzut are par lapte, pralină, caramel, cafea, migdale, cardamom, mandarină, are multe note, v-am zis, delicioase, dar în sine, el în sine este un parfum destul de light, ușurel, cumva, care nu pot să zic că m-a atras în mod special să-l folosesc, da, am folosit într-adevăr o cantitate din el, dar în cele din urmă am decis să îl dau pentru că nu-l mai folosesc efectiv. Mai departe, următorul parfum la care am renunțat este acest Mon Crush de pe Dubai Collection de la brandul Twins, da? Un parfum care se inspiră din Instant Crush de la Mancera și care după nasul meu seamănă izbitor de mult cu Baccarat Rouge de la MFK. Eu una, sincer, m-am cam săturat de acest ADN. Mă așteptam să fie un pic altceva în momentul în care l-am comandat blind, desigur. Și da, până la urmă, eu una, asta simt la nas, Baccarat Rouge. Și da, am decis să renunț, oricum mai am parfumuri în genul, am Burberry Her și cred că mai am și altele în genul. Așa că am decis să renunț la acest Mon Crush, care de altfel este și un parfum foarte bun. Am zis cu performanțe tehnice destul de bune. Da, nimic de reproșat, doar v-am zis, eu una m-am plictisit de acest ADN. Bun, și mai am două parfumele care le-am lăsat la urmă pentru că nu cred că se găsesc neapărat în România, dar vreau totuși să le menționez. Sunt două parfumele de la brandul One Avenue care arată așa sticlele lor. Unul dintre ele este Magnolia și celălalt este Orchid. Sunt parfumele de tip clonă care se inspiră, practic clonează parfumuri populare de designer și așa mai departe. De exemplu, Magnolia îl clonează pe My Way, cred că vă puteți da seama și după sticlă și cutie. Și Orchid se inspiră din Idol de la Lancome. Două parfumuri care mie de altfel îmi plac foarte mult și am vrut să le încerc și pe acestea. Da, sunt foarte bune, clonează foarte bine parfumurile originale. Nu știu, dacă vă interesează, poate și ajungeți în străinătate, Austria, Germania și nu mai știu prin ce țări se găsesc. Eu le-am achiziționat din magazinul Müller. Dacă vă interesează, atunci poate, nu știu, vreți să dați un nas, să știți că le găsiți în magazinul Müller. Bun, am vrut să menționez despre ele că mi se par cumva parfumuri care, sau brandul acesta în special, se ocupă doar cu parfumuri tip clonă, cum sunt și altele, nu știu, La Riff, de exemplu, Calin iarăși. Dar în comparație cu La Riff, mi se pare că într-adevăr sunt mai calitative, mai intense cumva și nu la fel de, nu știu, alcoolice. Nu zic că nu au alcool, se simt și în ele, dar cumva le simt mai calitativ făcute și nu sunt eu doar singura persoană care menționează lucrul acesta. Așa că da, ca idee, dacă le vedeți, au și mult mai multe de atât și după Alien am impresia și nu mai știu, multe, multe, Hypnotic Poison, Baccarat Rouge, La Vie Belle, Coco Mademoiselle și așa mai departe, multe, multe alte parfumuri inspirate. Da, și cam astea au fost parfumurile despre care am vrut să vorbim astăzi, parfumuri la care am renunțat, am decis aseară să mai fac o mini curățenie, dacă pot să zic, la parfumuri. Și acele pe care nu prea le mai folosesc, am decis să le dau mai departe, să meargă și ele la o casă unde vor fi probabil mult mai iubite și folosite, de ce nu. Bun, cam atât pentru astăzi. V-am zis, am vrut să fac un videoclip cât mai scurt, cât mai compact. Da, cam atât pentru astăzi. Vă pup, vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem foarte curând la un nou video. Pa, pa!